Salut! Salut, Robert! Bine ai venit! Ce faci? Bine v-am găsit! Ce să fac? Bine, sunt pregătit de multe știri pentru ziua de azi. Sper Perfect! că și voi. Perfect! Te rog, preia inițiativa și împărtășește cu noi ecranul ca să vedem ce știri ai pregătit pentru noi astăzi. Începem în forță? Săptămâna trecută, când Andrei a fost într-o răceală cruntă, l-am invitat pe Florin Cașotă și cu ocazia acelei emisiuni, sper că așa a ajuns și Florin la acest articol minunat despre TGS Fund, un VC Invest Fund care se ocupă de investiții în studiouri indie de gaming, adică practic de jocuri. Este un articol foarte fain care intră în detalii. Poate nu este un fond care se potrivește pentru toți dezvoltatorii indie din România, dar este un început. E un început minunat. Care, sincer, un articol care nu m-aș aștepta să spun vreodată în română, decât prin Google Translate sau ceva de genul. Da. Păreri? Da, mie mi se pare și mie o direcție foarte bună, mai ales că, totuși să nu uităm că Florin nu e un om care vine din gaming, e un om care e pasionat de gaming și tocmai de aia și mă bucur că a fost prezent la emisiunea anterioară, faptul că susține domeniul nostru de activitate și ne oferă vizibilitate și pe cont propriu, după cum povestea și el, de multe ori încearcă să realizeze diferite materiale. Mi se pare foarte bun orice poveste despre cum putem să ne educăm pentru a avea o înțelegere mai bună a gaming-ului, a game dev-ului, de fapt. Și din punct de vedere business, nu doar din punct de vedere development, mi se pare super util. Ceea ce încercăm și noi facem cu Game Dev Livecast de câteva săptămâni, de câteva luni deja, de când am pornit acest podcast. Bun. Trecem mai departe. La ceva românesc, un joc lansat surpriză, zice. Și în stilul românesc, non-business, exact ce spuneam mai devreme. Chiar a fost interesant, pentru că îl urmăream developerul și aveam notat cu ok, lansează în 2024, aștept să apară Q4, ok, hai să vedem când lansează. Și după aia m-am trezit ieri că a lansat. Ok. Nu înțeleg de ce lumea măcar nu anunță, măcar cu o săptămână înainte, măcar cu 3 zile, măcar cu 2 zile înainte, să pui un, cum se numește, un news pe Steam că, hei băieți, vedeți că apare. În câteva zile. Majoritatea pun news că, hei, s-a lansat, dar e un pic cam târziu. Oricum e surprinzător că a lansat din nou, având în vedere că a mai lansat un joc anul ăsta. Da, prima jumătate, da. Scapă numele. Psyhopath Massacre, cred că. Așa, da, și iarăși interesant mi se pare că la ăsta a făcut și un scurt metraj. Nu știu exact unde e disponibil scurtmetrajul, nu știu dacă cred că pe YouTube, chiar m-am uitat să văd dacă e prin trailere și nu e varianta de 5 minute, e varianta... Da, da, e ceva mai scurtă. Mai scurt aici. Mm-hmm. Da. Care, mă gândesc că poate a fost mai mult degrabă un proiect de pasiune și pentru că e de pasiune s-a gândit, bă, hai să-l fac ce șmecher mi se pare mie, dar să nu-i fac reclamă, ceea ce e o mare... E o risipă, zice, că e păcat, că e un proiect drăguț, pare interesant. Aș vrea ca mai multă lume să afle de el sau de orice alt joc românesc. Are canale de marketing, de promovare, de care nu știm noi. noi. Da, oricum, mi se pare un lucru foarte bun că insistă și sper să și aibă succes la un moment dat, pentru că noi vorbim de două proiecte lansate anul ăsta, dar mai sunt proiecte lansate și în trecut. Și din câte știu, Paul, dezvoltatorul acestui joc, a ajutat și alții dezvoltatori să lanseze. Iată, 5 jocuri. Se pare chiar... că Buzi l-a publicat. Chiar are, adică nu toate jocurile sunt drăguțe, dar a început să scoate review-uri pozitive, a început să le scoată mai des, ceea ce e superb. Deci vrea ca, eu aș vrea să scot câte un joc odată la 6-9 luni, dar e imposibil. Acum,
scoate cadența asta e minunată, adică e super ok. La, la jocuri horror, ce înseamnă drăguț, e chiar super subiectiv din punctul meu de vedere. dar, na, e o nișă, de ce nu? Foarte bine, îi dorim un succes lui Paul și mai mult decât atât, chiar o să-l avem invitat la unul dintre podcasturile noastre. Bun. Hai să trecem mai departe. Tot un developer românesc a scos un postmortem sub formă de blog un pic mai simplu față de alte postmortem. Este vorba de Cristi din Timișoara, nu confundați cu al Cristi sau cu al Popa, care are un studio care se ocupă cu Chromosome Evil, dacă știți jocul, și vorbește despre primul lui joc pe Steam, cred că, care a fost mai comercial sau poate al doilea, s-ar putea să greșesc, care vorbește despre câte wishes-uri a avut, cum i-a mers. E simplist, dar e un pas bun în direcția despre post-mortem pentru jocuri românești, care aș vrea să vă mai des. Plus că cetelele alea cu băi, s-a întâmplat ceva, nu știu exact ce, dar m-am bucurat. Da. Este o experiență strict de om pasionat de jocuri care trebuie să facă și business acolo. Doi, mi se pare iarăși foarte util pentru ce aflați la început de drum, tocmai ca să vadă un pic de partea cealaltă, cu ce alte lucruri te mai confrunți pe lângă dezvoltarea de feature-uri și fixarea de bug-uri. Trebuie să te ocupi de zona asta de sales, trebuie să te ocupi și de urmărit și tracking și alte chestii. Și tocmai, pentru că e o zonă în care chiar în România suferim destul de mult, e interesant să descoperi cum alții fac lucrul ăsta și să încerci să te folosești de cunoștințele. E foarte bine că oferă lecția, adică o lecție care a luat de la Cristi și cred că și de la Cătălin ar fi că dacă ai scos un joc românesc și poate mai mic, mai nișat și nu ai vânzări pe Steam, dacă scoți pe console, cum a fost în cazul la Tauronus pe Switch, ar putea să ai mai multe vânzări sau pe Xbox sau pe tot așa, ceea ce este care eu sincer m-am gândit că vai să faci portarea pe Switch sau pe Xbox e oribilă, dar s-ar putea să merite, ceea ce e o chestie interesantă din altă perspectivă. Da, e drăguț să aruncați o privire, citiți despre ce a scris Cristi acolo. Cu prima ocazie când noi trei prezenți aici în emisiune, nu o să avem somn și putem să facem emisiune după 12 noapte, l-avem și pe Cristi invitat, pentru că altfel e mai dificil cu Cristi fără să cenzurăm jumate din discuție. Dar lăsând gluma la o parte, chiar e foarte interesant ce a scris Cristi acolo și... mai ales pentru persoanele care n-au interacționat cu genul acesta de lucruri sau sunt curioși ce altceva mai trebuie să faci ca și game developer, chiar vă veți bucura de o lectură utilă. Sper să mai vedem cât mai de exact. Mor de la jocurile noastre românești. Astea fiind zise, ar trebui să scriu și eu la un moment dat, probabil. Da, zic, știu un developer care a lăsat în iulie de curând, au trecut câteva luni, poate da. Da, poate la 6 luni. Da. Da, mă, da, știi, unora ne e rușine și atunci nu mai să... Spui, faci chestia asta, știu de la un prieten că a făcut așa jocul. Nu. Mi-a povestit un prieten cum a făcut el. Ăsta e graficul lui, așa drept, e graficul lui, așa. Nu e al nostru. Postmortemurile au ce a mers bine, ce a mers rău, la mine știe doar una din ele. Și la final de zi, mergem într-o... chestia mai pozitivă, mai de gaming, Bear & Breakfast, unul dintre jocurile românești de mai de succes, o să fie dat gratis pe Epic Store, așa că vă recomand de mâine, de la ora 6, cred că ora României, să intrați pe Epic Store, să-l luați, sunt sigur că, nu știu, câți bani ia developerul sau publisherul? Păi, dați în mail-ul, Rareș, și îl întrebați toți, dacă ne adunăm măcar câteva sute de oameni, sigur răspunde. Peer pressure, guys. Peer pressure, inițiem o petiție. Dacă vrea cineva să preia inițiativa, o petiție către Bear & Breakfast să ne spună câți bani au încasat de la Epic ca să lase jocul gratis. Chiar e interesantă pe jocul lor lăsat de 2 ani pe Steam. Aia e partea cea mai interesantă și au 3.000 de review-uri, deci mă întreb de ce Epic sau de ce a ales publisher-ul. Aia e partea cea mai juicy, cred. Poate cine știe, CEO de la Epic, cum îl cheamă? Îmi scapă numele. Tim o fi mare fan și a zis vreau neapărat jocul ăsta, l-a hărtuit pe Rare și a dat 1 milion de euro, 2, 3, cât o fi dat.
pe zi, că altfel na, nu mi imaginez cum ar fi pus jocul. Și aia este. Lăsând gluma la o parte, na, chiar ar fi interesant strict pentru noi ca și dezvoltatori să încercăm să aflăm ce astfel de dealuri ce ar putea să aducă astfel de dealuri, pentru că treaba asta o face și o fac și consolele. În fiecare lună Xbox, PlayStation au jocuri gratuite pe care le oferă. Amazon o face același lucru cu Amazon Games. Epic-ul, iar Steam-ul în curând, încă nu anunță, dar ești convins că o să vină. Da, nu, nu cred că o să fac eu vreodată chestia asta, dar vedem, poate pe viitor. Da? Dar cum vezi, Cătălin, tu cum vezi treaba asta? Dacă Steam ar începe să dea jocuri gratuite, vezi că un lucru bun sau un fel de Game Pass? Nu, pur și simplu să aibă 3 jocuri pe lună gratis. Le-o vezi că o chestie bună sau? Cred că o să fie același lucru ca la Game Pass, nu? E foarte bună, pentru că și așa s-au devalorizat jocurile și percepția publicului e că jocurile sunt dime a dozen, putem să luăm oricâte, nu valorează nimic, nu contează nimic, dacă dă și Steam-ul jocuri gratis. Băi, deci cum sunt dezvoltatorii ăștia de jocuri, numai bani, nu mai există așa ceva, nu mai pot și eu să mă joc, să mă bucur de ceva fără să cheltui o avere. E mă, uite, bani. Cum e, că uite că pe RFS e 77 de lei. Adică... Aia zic, 20 orme. Două. Da. Mai la periferie, că în centru e 70 de lei și urma. Dar lăsându-mă la o parte, foarte tare, mi se pare foarte tare, promovare și pentru Gamiket, ca studio. Bravo lor! Hai să trecem la știrile din afară, că ne-am lungit foarte mult pe românești. De fapt, nu. Am uitat că mai sunt două. Mai avem. Noroc, Andrei, băia bun și ne așteaptă. Da. Probabil cea mai cunoscută știre din toată țara până acum, că fiecare joi are loc Dev Nights și mai exact pe 3 octombrie are loc și în Cluj și în București. Adică, pentru cine din București, ne vedem mâine, eu cel puțin o să fiu la Dev Nights, nu știu dacă Andrei mai are energie. Că deja o să fiu acolo. Mai știu 3 băieți care mi-au spus că vin și ei. Deci mâine ne vedem la Dev Nights. Și la această chestie mai are loc un meetup luna asta pe 15 octombrie la Game Dev Academy, care sper să le zic Andrei mai multe despre asta. Da. Pornim la Game Dev Academy o serie de meetup-uri, dar axate pe teme de development. Această ediție inaugurală nu are o temă specifică, invităm pe toată lumea dornică să facă parte din comunitatea de game development, să vină alături de noi. Iar în această ediție inaugurală cumva o să începem să ne organizăm un pic. Ce estimez așa din primele discuții care au existat până acum e că probabil pe viitor, trimestrial, da? Deci nu sunt întâlniri foarte frecvente, sunt odată la 3-4 luni, vom avea cel puțin 2 ediții. Game Dev Meetup Game Design Edition și Game Dev Meetup Arts and Animation Edition, fiecare având un focus dedicat și ce se întâmplă aceste meetup-uri, pur și simplu vor fi discuții pe anumite teme specifice meetup-ului în care se încadrează, pe game design. O să discutăm despre design, o să discutăm despre level design, o să discutăm despre zona narrativă a jocurilor video, iar în zona de artă o să discutăm despre grafică, modelare, animații și tot ce ține acolo, dar într-un mod, să zicem, un pic mai axat pe a oferi informații specifice decât pe o discuție liberă și stat la povești, care rămâne în continuare esența Dev Night-ului care se întâmplă în fiecare joi, locul de engagement și discuții libere, să le numesc așa. Dar și la Game Dev Meetup puteți să veniți cu lucrările voastre, puteți să veniți cu portofolii, puteți să veniți să arătați lucruri, să cereți feedback de la oameni care sunt cumva în aceeași zonă de specializare cu voi și puteți să veniți și discuții mai engaging pe anumite subiecte specifice. Chiar aș vrea să vin un developer să zică, vă rog, dați-mi feedback pe pagina de Steam, vă rog, spuneți-mi ce trebuie să fac, lansez jocul.
când trebuie să fac marketing? Anunț cu câte zile înainte? Unde anunț? Măcar aceste întrebări. Sper să vină. Accesul este gratuit. Se țin la noi în sediu la școală, la Game Dev Academy. Vor exista cookies, ca așa cum este clasic, cel puțin o felie de tort o să avem. Și vă invităm să veniți cu chef de socializare. Bun. În sfârșit, în locul știrile românești, de bine de rău, trecem în afară. Ei bine, se pare că California are o lege nouă care forțează companiile să admită că bunurile digitale, în special filmele, muzica și jocurile, sunt pe licență și nu cumpărate. Ceea ce înseamnă că dacă tu ai un joc pe Steam, va trebui de acum acolo să fie spus că este o licență, nu că e cumpărat. Pe GOG mi se pare că este, poate fi altă pe viață, dar e o chestie care merge într-o direcție diferită și a început de la chestia cu The Crew, care a fost delistat. Păreri? Da, e oricum ceva ce se știa, dar faptul că îl fac evident, că era discuția aia, do I own my games, do I not own my games? Nu, din păcate nu. Poate la un moment dat era cazul să le deții propriu-zis, dar nu. Acum ai doar o licență să joci jocurile alea, doar atât timp cât sunt disponibile și doar atât timp cât le merg lor serverele, dacă le merg, dacă depinde jocul ăla de servere. Asta cumva vine interesant în contrabalans cu inițiativa aia care era în Uniunea Europeană. Dar mi se pare că e fix opusul ei. Da, ceva de genul ăia, zic, bă, vrem să le deținem, ăștia zic, bă, uite, noi facem mai clar că nu le dețineți. Da. Mai fost să începem chestia asta ca să nu ajungă în America ceva ca în Europa, că poate trece legea aia, poate iese cu un fel și lumea o să fie supărată, că vai, trebuie să lăsăm jocul offline, să se joace 100 de ani sau cât o fi. Dar e o chestie interesantă, plus că e doar un singur stat momentan și mi se pare că America are vreo, nu mai știu câte, 40, 50, nu mai țin minte. 50 și... Te duci și le cumperi și tu, 52 parcă. Te duci și cumperi și tu jocul dintr-un internet cafe în statul vecin. Da, asta mai bun. E de lângă și la duci în latrie și aia e. Oricum, ideea e că nu schimbă cu nimic propriu zis datele problemei legea asta, ci doar în loc să apară buy pe magazinul digital de unde e jocul, o să apară probabil ceva license, ceva de genul. Hai să mă întreb eu altcumva. Când ați deschis voi ultima oară un joc de pe Steam care l-ați cumpărat acum 10 ani? Și nu era research. Nu știu, nu. Eu trec prin backlog-ul meu de jocuri și anul ăsta chiar am cumpărat cred că 3 jocuri. Ca să nu că le cumperi, n-ai cumpărat recent ceva, ce ai cumpărat acum 10 ani și da, astăzi, anul ăsta, te-ai gândit să-l reinstalezi cât era chef să joci. De ce nu reinstalezi? Am jocuri care le-am luat acum 8-9 ani și chiar le-am abonat atât de mult timp, că a venit pandemia, zis că le joc și după aia am zis, bă, da, cred că e timpul să le joc, că deja nu se mai meargă poate pe Windows 12, 13, 14, cam mai era principala frică. Că deja sunt jocuri din 2007 care nu prea mai merg așa. O să fie un business model pentru dezvoltator, și 5.99 dacă vrei să-ți meargă și pe Windows 100. Păi deja e chestia asta pe PlayStation, nu? Care Horizon este, sau Last of Us, e pe PS3, PS4, PS5 și imediat mai apare mult, și PS5 Pro Edition. Vrei să-ți duci același joc, dar pe PS5 numai că în loc de 30 de FPS merge în 60 de FPS, mai dă $10, mulțumim, bună ziua. Ok, nu trebuie să-l cumperi complet, e doar un... Nu, dar te costă $10 să faci upgrade între versiuni. Mie mi se pare un lucru rău ăsta, pentru că există un cost de development acolo, ca să-l fac să meargă de pe PS3, pe PS4, eu chiar muncesc, adică nu e ca și cum e un buton magic pe care apăs sau dacă l-am făcut pe PS4, merge automat și pe PS3. Nu funcționează lucrurile așa. Da, dar asta... Nu, dar între PS4 și PS5 funcționează așa. Da, o chestie interesantă care nu e știrile de azi, este legat de Horizon Zero Dawn, care a apărut în 2017, a ieșit în 2020 și pe PC și în 2024 apare ediția de PS5 Remaster care o să apară și pe PC. Și e un joc de 4 ani. Ok, au schimbat textura și grafica, dar n-ar fi fost mai bine ca studio la mare să-și băgat resursele în următorul joc? Că, da. Dacă e doar o portare și un remaster, mă îndoiesc că l-au făcut ei. Mai mult ca sigur iau surs.
Da, dar bănuiesc că tot e nevoie de timp și anumite ajutoare. Cu siguranță, da, cu siguranță e un număr de oameni care e alocat pe gestionarea proiectului intern, da? De obicei nu e așa. Asta e o discuție lungă, dar PlayStation, în fine, Sony în ultima vreme nu prea debordează de inovație de nicio culoare. Tot ce fac e să-și facă remaster la toate jocurile lor. Cum zicea ești, Robert, unele din ele care abia apăruseră, adică, nu știu, 5 ani în gaming e ieri. Da, 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 exact. Da. Da. Adică bun, hai să zicem mai departe. Money grabbing se numește. Exact. Trucubilă. Ultima știre și cea mai interesantă e dacă vă apucați de Steam, să fiți developer și vreți să vă băgați pagina de Steam, să o scrieți frumoasă, nu o să vă mai chinuiți cu cârpeala care era în Steam de acum 10 ani, 15 ani, poate zic prost, dar înainte, pe vremuri, am început pe vremea mea, trebuia să spui link-urile, să te duci cu mouse, să vezi dacă merge, să dai premii și tot. Acum este un drag and drop la imagine, cu boxuri, un editor nou și foarte șmecher și foarte tare. What you see is what you get. Foarte fain. Robert, ăsta e răspunsul la întrebarea ta de ce nu posta lumea că se lansează jocul. Era tâmpit editorul ăla. Uite, acum o să facă toată lumea să posteze în announcement-ul. O chestie și mai interesantă care poate mulți developeri de pe Steam, nu știu, poate și cei care publică în ziua de azi. Pe Steam ai categoria de anunțuri. Are Steam la anunțuri pentru dacă vrei să faci patch-uri, dacă vrei să faci blog, dacă vrei să anunți lansarea, dacă vrei să anunți seller. Și cred că la developeri din România, cei care nu prea știu, că unii care știu le folosesc bine, văd decât am lansat patch, 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 gata. Și cam asta e tot ce folosești tu românul. Ce e păcat, așa. Pentru că chestia asta e ca un social media intern. Știi de ce e aia cu patch-ul? Că atunci când urci un build nou, știi, ți-apare aia. Vrei să scrii și un announcement cu asta și probabil că era dacă tu te la îndemână, da, scrie omul acolo câteva note. Și sunt foarte tare că le-am și link. Adică e un tool care cred că merită utilizat și poate facem un workshop doar pe chestia asta. Pentru ce poți să faci Steam? Că lumea nu știe că poți să anunți cu 20-30 de zile înainte. Și ultima știre de azi, care nu mai mergea bine să o mai schimb, este o problemă care oarecum o să ne afecteze, cred că și pe plan local. Este vorba despre Assassin's Creed Shadows, că este amânat de Ubisoft în ultimul call către investitori și prezentare internă. Ceea ce duce o problemă mai mare către Ubisoft, care a avut failuri după fail cu Star Wars Outlaws, cu problemele care le-a avut pe partea de jocuri, bug-uri și acest delay major. Păreri? Opinii? Singurul lucru care vreau să-l zic că e absolut fascinant, prețul acțiunilor la Ubisoft în 2021 erau 95 și zilele trecute erau 9. Dacă în 3 ani reușești să-ți scazi de 10 ori valoarea companiei, e clar că strategia aia care au zis din nou că ei se țin, că este o strategie bună, doar că încă nu dă rezultate. Mai vedem, poate dacă le scade de 100 de ori valoarea, poate se gândește ei că strategia prindă, mai există compania dacă le mai scade. Da, deci că dacă din pozitiv... Eu sunt o persoană care a făcut școala Ubisoft, sunt crescut, născut în... cum era vorba aia, Pantelimon. Eu nu sunt Pantelimon, sunt în Ubisoft. Acolo am mai bine jumătate de carieră am petrecut-o și mă doare sufletul să văd ce se întâmplă cu studioul ăsta. Dar pe de altă parte, na, știu că merită. Ani de zile nu am auzit un alt titlu nou de la Ubisoft în afară de veșnicele jocuri re lansat în fiecare an, Ghost Recon, Watch Dogs sau Assassin's Creed. Și e trist pentru că au inovat la vremea lor industria prin tot ceea ce au creat, de la Rayman până la ăla cu ochelari. Prince of Persia, Splinter Cell, Assassin's Creed. Splinter Cell, exact. Ghost Recon, bine, Far Cry, Doamne, foarte câte multe. IP-uri au. Exact, exact, câte nu sunt. Rabbids. Cred că o întrebare ideală pe chestia asta ar fi, pentru că Ubisoft România, de la noi, care e mai mult co-developer și e support studio, o să fie afectat de valul de probleme care apare după asta, mai ales că lui sunt 900 de testări și cred că producția e de 100, poate 150 de oameni. Sper sincer să nu, dar... mai vorbeam și înainte, bănuiala mea și a noastră, cred că e
că vor reduce considerabil output-ul, în sensul că își vor tăia din IP-uri, se vor concentra doar pe alea mari, pe Assassin's Creed, poate pe Star Wars dacă îi mai dau o încercare, bine, ce da. Mai au ei mai mari, Division și așa mai departe, și s-ar putea să taie din alte încercări de proiecte. Sper că asta să nu ajungă să însemne că taie și din România proiecte. Acum să nu speriem pe Andrei, că nu mai vine emisiune, da? Andrei, invitatul nostru care vine în 5 minute alături de noi, lucrează la Ubisoft. N-avem voie să-l întrebăm, că e insider. Da. Rămâne văzut. Se vehiculează foarte multe lucruri vis-a-vis de viitor Ubisoft. Cu siguranță, ce se va întâmpla cu Shadow sau anul viitor, probabil va fi cuțitul care va tăia în decizia. Se vehiculează scenariul că Tencent va face un takeover, Tencent fiind un acționar important în Ubisoft. Se vehiculează scenariul că dacă Tencent nu preia sau o altă companie, posibil ca Ubisoft să nu poată chiar să ajungă să închidă complet. Sunt multe scenarii, nu vrem să alarmăm colegii din Ubisoft, dorim ca în România să meargă lucrurile. Pe de altă parte, na, trebuie să privim lucrurile și să nu băgăm capul în pământ și să ne prefacem că nu e dificilă situația Ubisoftului. E extrem de dificilă. Vorba ta, Cătălin, să te duci în cap de la 90 la 9 euro este absolut nebunie. Și mai mult decât atât, să nu ai soluții, pentru că nu-i prima dată când acțiunile scad. Eram în Ubisoft când încă aveam aceste discuții de faptul că situația nu merge bine. De se știe de ani de zile lucrul ăsta și cu toate astea un mamut de genul Ubisoft. Ubisoft este în continuare a doua cea mai mare firmă din lume ca număr de angajați în gaming. Să nu găsești o soluție să poți să îți revii. Trist. Eu zic să gândim plusiv că poate pentru că e un mamut atât de mare se întoarce mai greu pe parte și poate doar durează timp și va trece peste. O să încerc să fiu ăla pozitiv chiar dacă am fost la Ubisoft ca tester. Eu zic că se poate face mai bine. Cu siguranță toți ne dorim. Bă, să fim Ubisoft și Electronic Arts au fost școlile industriei de jocuri video din România. Punct. Adică e un studio foarte important pentru comunitatea noastră, pentru industria noastră. Chiar dacă în ultimii ani n-am mai avut o implicare foarte activă, au un manager nou, un fost angajat al Gameloft, este acum noul director al Ubisoft România, care probabil a fost și în bordul GDA, deci este o persoană care este implicată activ în comunitatea românească. Mă aștept chiar să vedem niște schimbări pozitive dinspre Ubisoft, cel puțin local, la nivel de România, ca implicare. Ce se întâmplă global, vom vedea. Aș vrea să las un mesaj de încheiere, care l-am văzut în mesajul la CEO pe vremea când era la Ubisoft. Ninja este în curtea voastră acum, așa zicea Yves la developeri de la Ubisoft. Așa că acum e la fel și aceeași chestie pentru Ubisoft. Ninja este mâna la Ubisoft și nu la developeri, la managementul superior. Să sperăm că o să iasă bine. Și cam astea sunt știrile pentru ziua de azi.